Astăzi, în ziua de deschidere a complexului acvatic din Treva, au venit câteva sute de persoane de toate vârstele. Ce-ți place mai mult? Acolo, la copii, că sunt topogane și... Ai notat? Da. Cum este amenajat? Place foarte mult. Sunt destui copii, un oraș mare și au nevoie de distracție. Și piscinele oricum sunt destul de aglomerate. E drăguț, e frumos. La nevoie de un asemenea loc și la noi aici, nu? Da, cred că da. Sper să fie ok în continuare. Mă bucur că au reușit să facă așa ceva la Craiova. Și sper să se distreze toți copiii și toată lumea. Că ăsta este obiectivul principal. E foarte frumos. Waterparkul a fost inaugurat în prezența autorităților locale și a ministrului muncii. Suntem în momentul zero în care putem deja să declarăm deschis acest parc acvatic, care este foarte frumos și de care, insist să spun, Craiova avea nevoie, pentru că orașul nostru are nevoie de foarte multe zone de divertisment pentru ca oamenii să poată să-și petreacă timpul liber într-un mod cât mai plăcut. Este unul dintre cele mai mari parcuri acvatice din România, cu o suprafață de peste 5 hectare, cu o suprafață acoperită de peste 2500 de metri pătrați, cu 12 topogane, care cel mai înalt pleacă de la 10,6 metri, cu o suprafață a topoganelor de peste 800 de metri pătrați. Și fostul primar Antonie Solomon, pe mandatul căruia a demarat proiectul, a fost prezent la eveniment. Ceea ce se întâmplă acum aici, în Unca Jiului, este un merit al tuturor, Consiliul Local, foști primari, actualul primar, și este un dar pentru Craioveni, care sunt convins că vor popula în număr extraordinar de mare această zonă. Complexul acvatic a fost construit în Parcul Tineretului din Craiova. Investiția s-a ridicat la peste 20 de milioane de euro, fonduri de la Uniunea Europeană. Parcul acvatic se întinde pe o suprafață de 50.000 de metri pătrați și este considerat unul dintre cele mai moderne din România. Complexul de agrement are două părți, una acoperită, iar alta în interior, cu jocuri de apă, tobogane, piscină pentru copii, terenuri de sport, bazin pentru adulți și saună. Accesul la Parcul Acvatic din Craiova se va face pe baza unor brățări de culori diferite în funcție de vârsta vizitatorilor și taxa de intrare are prețuri diferite de la 24 la 50 de lei în funcție de zile și vârstă. Programul începe la ora 10 și se termină la ora 20.